Pentru cei ce nu mă cunoaște și vă vedea acest material video, sunt Constantin Movilă, inițiatorul unui program pentru țară, Liga Independentă Română. Și în acest material mi-am propus să vorbim despre România, firește, că români suntem. M-am gândit să vorbesc un pic despre spiritualitate și despre faptul că toată lumea se raportează la politică, toată lumea vrea să facă lucrurile să meargă bine într-o țară, cum este această țară noastră, România, dar nimeni nu vrea să facă ceva în direcția spiritualității. Adică să ne apucăm să lucrăm un pic la sinele nostru. Fiindcă înainte de toate vreau să vă spun un lucru. Înainte de toate doresc să vă spun că pentru a face curat în exterior, trebuie să începem să facem curat în lăuntru nostru. Trebuie să lucrăm cu sinele nostru, ca apoi să putem să facem ceva în prejurul nostru și cu oamenii care ne înconjoară. Frustrarea care pleacă de la interior, cred că pleacă datorită faptului că noi nu suntem în stare să ne iertăm pe noi înșine pentru trecutul nostru și pentru ceea ce am făcut până în momentul de față. Fiecare are viața lui personală și fiecare are experiența lui de viață. Numai că noi ezităm. Cred că ne e frică să ne uităm în interior. Cred că ne e frică să privim în interior. Apoi trebuie să începem să facem lumina în jurul nostru. Iar lumina în jurul nostru nu o facem nici bârfind, nici criticând, nici, nu știu, făcând alte alea. Lumina în jurul nostru o facem prin a începe să iubim pe cei din jurul nostru. Deci prima dată trebuie să ne iertăm pe noi pentru ceea ce, pentru reproșurile noastre care avem. Fiecare are să-și reproșeze ceva relativ la trecut, relativ la viața pe care a avut-o. Apoi trebuie să începem prin a ierta, a ne ierta pe noi, a ierta pe cei din jurul nostru, a ne iubi unii pe alții, a ne cere iertare, atenție, este foarte important să ne cerem iertare de la cei cărora ne-am greșit. Deci sunt câțiva pași. Eu aș zice că sunt 5 pași din ceea ce am citit și din ceea ce am experimentat până în momentul de față. Este în primul rând să ne iertăm pe noi înșine, să privim în interiorul nostru, să ne împăcăm cu trecutul nostru, să fim pregătiți, să fim acurați în prezent și să fim pregătiți pentru a primi viitorul cu tot ceea ce ne este dat să primim în această viață. În al doilea rând trebuie să iertăm pe cei din jurul nostru și să iubim cu toată dragostea. Apoi trebuie să facem iertare cu cei cărora ne-am greșit, dragii mei. Trebuie să ne mergem să ne ceară iertare. Știu că este foarte greu. Este foarte greu să te duci la unul care, cu care te-ai certat, pe care consider că pe care îl consider vinovat înaintea ta. Chiar dacă cineva ți-a greșit, du-te tu și cere-ți iertare. Fă tu un efort și cere-ți iertare pentru ceea ce, pentru conflictul, ca să zicem așa, care a existat între tine și acea persoană, chiar dacă respectivul nu are dreptate. Nu știu care dintre părinți spunea că, zice, dacă ai de 10 ori dreptate și odată ești vinovat, atunci, dacă ai de 10 ori dreptate și trebuie să faci pace, pacea e mai importantă decât dreptatea. Pacea mai importantă decât dreptatea, mai ales în această perioadă. Apoi să binecuvântăm tot ceea ce este în viața noastră și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce este, dragilor. Să ne ocupăm un pic de sinele și de interiorul nostru. Și acum de la planul personal să trecem la planul de țară. Și când spun planul de țară, aici nu mă refer la realizări, nerealizări din punct de vedere economic, politic sau mai știu eu ce, sau financiar. Mă refer, bineînțeles, tot la situațiile de genul spiritual, care sunt la nivel de țară. Situația este în felul următor. Nu avem cum să creștem ca și popor atâta timp cât noi am băgat în pământ prin avorturi, dragii mei. Atâta timp cât am băgat în pământ o altă Românie, deci în afară de cei care s-au jertfit pentru țara asta și care sunt justificat, ca să spunem așa, în pământ datorită faptului că au ales să moară ca niște eroi, noi cu buna noastră știință am mai băgat în sub pământ niște oameni care erau nădejdea țării, niște suflete de copii, care acum, iacătă, din decembrie 89 și până în momentul de față,
trebuia să fie o altă Românie, niște oameni puternici, niște oameni cu tărie de caracter, niște oameni maturi care să vină în direcția țării. Să ne ierte Dumnezeu pentru asta. Dragilor, acolo erau genii, acolo erau politicieni de care ia către în momentul de față țara duce lipsă, acolo erau oameni de nădejde care ar fi trebuit să pună umărul pentru a face ceva pentru țara asta. Ce va veni va fi un dezastru și mai mare. Datorită faptului că soarta se răzbună. Dumnezeu ne dă exact ce merităm. Că este ușor să dăm vina pe cineva. Este ușor să dăm vina pe, nu știu, pe situație, pe viață, pe cei care au fost înainte. Nu, vina trebuie să o dăm pe noi, sincer. Iar dacă sunt fapte de judecat la alții, să le judecăm doar prin prisma înțelegerii de a învăța ceva de acolo, dragii mei. Așa, cam așa stau lucrurile. Acest proiect politic pentru țară, Liga Independentă Română, o să doresc din partea dumneavoastră să începeți să vă gândiți la oamenii din jur pe care îi aveți, oamenii care sunt meritoși să vină în direcția țării și să încercăm să scoatem la iveală oameni care să fie niște valori pentru țară, să reprezinte niște repere pentru țară, inclusiv din punct de vedere spiritual, vă spun clar. Deci dacă credeți că putem face ceva fără Dumnezeu, vă înșelați amarnic. Dragilor, în momentul în care iei decizia asupra unui om care să se naște, în momentul în care iei decizia, ești un fel de semn mic Dumnezeu. Adică în momentul în care decizi asupra vieții unui om, deja te crezi un mic Dumnezeu. Asta nu este o chestie bună. Vreau să spun lucrurilor direct pe nume și o să le mai spun și o să le mai spun. Și vă spun noastră acum. Fiindcă dacă s-ar întâmpla în sânul unei căsnicii, nu s-ar ajunge la avortul, dragilor. De foarte multe ori, dacă s-ar întâmpla în sânul unei căsnicii, nu s-ar ajunge la avortul. Că nu suntem în stare să ne asumăm responsabilitatea unei relații cu o femeie. Și aici vreau să fac un pic aluzie la bărbați. Am mai discutat așa despre avortul și discutam cu niște mămăiță și îmi spuneau, zice, da, maică, dar este păcatul femeii. Hai, nu mai spune. Măi, mamaie, că am discutat și eu am îndrăznit să deschid gura, să-mi spun punctul de vedere. Măi, mamaie, dar femeia aia, când a făcut copilul ăla, l-a făcut cu pronie de la Duhul Sfânt, de unde? Nu l-a făcut cu un bărbat? Dragilor, păcatul este comun, este și al femeii și al bărbatului. Ca să nu mai vorbesc de faptul că în momentul de față sunt tot felul de presiuni care se pun asupra femeilor. Pentru că de treaba asta nu vrea nimeni să discute. Despre ce vreau să vorbesc? Vreau să vorbesc despre niște băiețași, despre niște gugumani, de niște grandori de ăștia care s-au ajuns prin funcții. Au ajuns să ocupe tot felul de funcții politice, prin companii, prin, mă rog, treaba lor, unii pe merit, alții mai puțin pe merit. Dar să folosesc de poziția pe care o au, ca să facă presiune asupra unei amărite care vrem și ea să câștige o pâine, o secretară, o, mă rog, o angajată. Indiferent despre ce este vorba, poate fi secretară, poate fi să ocupe o altă poziție într-o companie. Se duce, se culcă cu ea, pentru că asta este, face presiune asupra ei, aia rămâne gravidă și domnul o trimite la, cum să zic, o trimite la avort, că are nevastă acasă. Dar în momentul, băi, gibonule, în momentul când ai dus să te culci cu femeia, cu subalterna aia ta, nu aveai femeia acasă, nu te-ai gândit la nevastă ta și la copii? După ce o lași pe aia cu burta la gură și cu sclipire, cu scânteie de viață în ea, o lași cu ochii, cu disperarea în suflet și cu ochii ațintiți în tavan, că trebuie să ducă să dea din ea viața care o are, băi, nemernicule care ești. Și când mă refer aici, mă refer la tot felul de... Începând de la servicii, începând la director și de la grand comand ăștia, până la politicieni și mai știu eu ce mai sunteți voi pe acolo. Care nu aveți nimic, nu aveți nici înclin, nici în mânecă cu spiritualitatea. Că acum iar o dăm în politică, bineînțeles. Că de fapt de la politică pleacă. Pentru că dacă ar exista, că ar fi o politică bine făcută,
lucrurile n-ar sta așa. Dacă ar fi o politică bine făcută, uite cum e în America, în America n-ai voie să faci presiune asupra angajaților. Presiuni de genul acesta intim sexual. Pentru că mergi în pușcărie, băi, borfașilor. Dar în România, unde lumea moare de foame, mănâncă tencuială pe perete, că așa s-a vrut și acolo s-a ajuns, acolo se poate. Acolo se poate să faci tot felul de presiuni și tot felul de măgări și de nemernici. Ascultați-mă bine, Constantin Movila. La un moment dat o să stați față în față cu cei pe care ați bajocorit și cu poporul. Și cu Dumnezeu meu. Știu că vă este greu să credeți. O să vină și vremea aceea. Nu vreau să vă ameninț. Dar sunt multe de discutat. Ați face bine să începeți să faceți corecturile de vigoare de pe acum. Deci pentru toți prietenii mei de pe Facebook și de pe YouTube, fiindcă asta este o înregistrare, nu este un, cum să zice, nu este un live. Sper să avem de acum încolo un contact susținut, să vedem ce putem face pentru țară, să ne primenim sufletele și să încercăm să punem început bun vieții noastre, românilor. Dragii mei, nu ai cum să faci lumină în jurul tău, când în sinea ta, în interiorul tău este întuneric, man. Aia este, românilor. Ce să zic? Hai, v-am pupat și ține-o aproape. Vă iubesc pe toți, vă iubește Costin. Toate cele bune, băi.